Cu generozitate și atenție, Fundația din Dragoste pentru Oameni, deputatul Florian Nicolae și grupul de firme Nova Force, cu sprijinul Episcopiei Giurgiului, au venit astăzi din nou în ajutorul unor oameni năpăstuiți. Aceștia au primit pachete cu alimente, dulciuri, preparate și mâncăruri tradiționale și s-au bucurat de vizita pe care le-au făcut-o organizatorii acțiunii de astăzi. O acțiune care a beneficiat și de sprijinul lui Tudorel Țone, realizatorul emisiunii Satul Giurgiuvean de la TV Giurgiu. Sănătate la mulți ani, să trăiți! Este domnul deputat. Sănătate, vă pup cu drag! Nicolae Florian, ce faceți? De ce nu sunteți bine? Cu sănătatea asta și cu timpul ăsta. Oh, da. E greu. E greu. Când ești în doi aici, mai faci ce mai faci. Dacă rămâi singur atâtea zile, să nu vorbești cu nimeni, e foarte greu. Aici te îmbătrânește mai tare ca orice. Singurătatea. Singurătatea face foarte mult. Dumneavoastră, ce faceți? Mulțumim, bine. Am venit să vă colindăm. Am venit să vă... Și da. să nu vă lăsăm, măcar o clipă, să nu vă lăsăm singur. Da. Și să vă urăm să aveți parte de toate cele bune. Vă mulțumesc. Uitați, a venit doamna Mihaela Alaur de la Fundație. Da. Și am venit și eu cu, așa, cu un mic ajutor acum de sărbători, să treceți Crăciunul cu bine, da. Să vă urăm să aveți încredere că lucrurile se vor rezolva și pentru dumneavoastră, nu neapărat că nu veți fi singuri, dar măcar sigur veți primi o bătaie în ușă din partea noastră și o vizită din partea noastră oricând. Și o mâncărică caldă. Să aveți un Crăciun fericit. Mulțumesc. Și să fiți sănătos. Mulțumesc, doamnă. Mulțumesc. Și suntem cu dumneavoastră, să fiți siguri de asta. Da? Da. Sănătate, numai, mulțumesc. Auzim numai de bine. Și îmi pare bine că îl cunosc și pe domnul deputat, că de câte ori îl vedeam la televizor, zic, Maline, trebuie să fii om cum să cade. Așa e, cel mai om, da. Cel mai. Și spuneam și pe la vecinile mele, dacă candidează, să-l votăm. Am văzut că a făcut atâtea lucruri bune și frumoase și zic, lasă, că merită. Eu, datorită lui, pot să dau la atâția oameni de mâncare, că el mă ajută. Păi și băiatul meu are multe foloase după urma lui. Stau aici, plătesc chirie, am 4 milioane pensii, pe medicamente, uitați, unde e lipine de medicamente. Ce să fac? Tocmai ziceam să mă duc la domnul deputat, dar n-am putere să mai merg. N-am putere. Domnul deputat ne ajută. Știu, m-a ajutat mereu. Mereu m-a ajutat, mereu m-a ajutat. Nu pot să spun nimic, dar trebuie să spună bine. Da. Ce să fac? Noi îți urăm un Crăciun fericit. Vă mulțumesc să trăiți. Și să crezi că lucrurile se vor îndrepta. Și noi vom avea mereu grijă să venim, să vă colindăm și să avem grijă să vă trecem permanent în atenția noastră, da, da, da. Pentru a vă ajuta să fiți sănătoți și să vă fie bine.